Gata, s-au închis ușile. S-au închis ușile. A durat mai mult în seara aceasta pentru că s-au filmat testimonialele pentru mâine. Nu uitați că mâine avem în cursă două cupluri. Unul dintre cupluri va pleca acasă. Eu sunt tare curioasă să vedem cine va pleca acasă, mai ales că sunt două cupluri foarte puternice și două cupluri extrem de iubite și apreciate de cei de afară. Mi se pare foarte ciudat faptul că ne despărțim de două cupluri care sunt chiar ok și ar fi trebuit să mai dureze parcursul lor în această emisiune. Chiar mi se pare ciudat. Mă gândesc la ce opțiune am avea ca să le păstrăm pe amândouă și îmi vine minte decât amuleta lui uh, Antonio. Dar nu știu dacă o va folosi pentru cineva. Nu cred că ar vrea să o folosească. Chiar nu știu ce să zic. Fetele vorbeau, am înțeles că Irina gata s-a hotărât și intră la dietă. Ea lăsa moștenire toate dulciurile Mariei. Eu zic să lase și Maria dulciurile și... Să nu mai mănânce atât pentru că și ea s-a îngreșat un pic, dar uh, Irina s-a îngreșat rău. Adică Irina era cum e Maria acum și uitați-o că acum este dublă, deci efectiv chiar s-a îngreșat foarte tare. oh, sunt curioasă ce va fi mâine.